Începând de astăzi, Registrul Domenii.ro va șterge primele site-uri pentru care nu s-a plătit taxa pentru serviciul de mentenanță anuală. Site-urile care nu și-au plătit contravaloarea acestui serviciu până la data expirării termenului de plată vor fi șterse automat, iar domeniul va deveni din nou disponibil pentru înregistrare după principiul primul venit, primul servit. Exemplu, un domeniu care expiră la data de 1 iunie 2018 va fi șters și disponibil pentru înregistrare în data de 30 august 2018. Un domeniu care expiră la data de 2 iunie 2018 va fi șters și disponibil pentru înregistrare în data de 31 august 2018, etc. Au explicat reprezentanții Registrului de Domenii.ro printr-un comunicat care vine și cu câteva recomandări. Cei care dețin Domenii.ro sunt sfătuiți să-și achite contravaloarea serviciului de mentenanță anuală cât mai curând posibil pentru a evita riscul ștergerii domeniului din motive tehnice sau administrative. Ștergerea numelor va fi procesată automat în funcție de disponibilitatea serverului și timpul de procesare în ziua expirării. În momentul de față, costul serviciului de înregistrare, mentenanță anuală și transferul dreptului de utilizarea unui domeniu este de 14,28 de euro pe an. Plata poate fi făcută prin transfer bancar sau online. România a fost ultima țară din Europa care a introdus un tarif de mentenanță anual pentru utilizarea domeniilor online. Unul dintre motivele pentru care s-a luat această decizie a fost asigurarea fondurilor necesare creșterii securității și infrastructurii IT.